Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Gokeyberg dezvăluie secretul despre Halil și Nazmi. Gokeyberg Demirç este unul dintre cei mai populari actori din ultima vreme. Gokeyberg Demirç, despre al cărui interviu cu Hakan Cengiz s-a vorbit mult, a făcut declarații speciale. În primul rând, Gokeyberg Demirç a menționat că este o persoană foarte calmă și a spus că nu se enervează niciodată. Gokeyberg Demirç, care a spus că a fost întotdeauna o persoană calmă și a citit o mulțime de cărți, a dezvăluit și secretul despre Halil Brahim Ceyhan. Mulți dintre voi ați văzut interviul făcut de Hakan Cengiz și Gokeyberg Demirç pe contul YouTube. Gokeyberg Demirç a spus că pentru seria Yemin au fost filmate în total 574 de episoade, dar au fost difuzate 550 de episoade. De asemenea, a renunțat la faptul că același proces a fost făcut și pentru seria Emanet. A mai rămas foarte puțin timp pentru finalul seriei Emanet. Este foarte interesant că există episoade anulate și nepublicate. Serialul avansează în medie 2 săptămâni și în acest proces scenele sunt filmate invers. Există o astfel de anulare pentru sfârșitul Emanet. Conform informațiilor pe care le-am primit, Nazmi Yılmaz pregătește un final așa cum dorește publicul, făcând un pas înapoi în acest proces. Totuși, interesant este că se fac pregătirile pentru sezonul 4 al lui Emanet. Halil, Slash și mulți actori au părăsit serialul. Am trecut de toate acestea, nu există eroi ai tuturor evenimentelor care s-au întâmplat în trecut. Dar Emanet va face finalul sezonului și se fac planuri pentru al 4-lea sezon. Deci, ce fel de final de sezon vă imaginați? Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!